Cei care ne urmăriți deja știți că ne place și mâncarea sănătoasă și naturală și dacă se poate să fie de post, cel puțin de 3 ori pe săptămână, ar fi minunat. Toată lumea se plânge că nu are timp, ba are copil, are mult de muncă, casa e vraiște și atunci venim în ajutor cu rețete și soluții rapide, simple și sănătoase, cum e această tocăniță de cartofi extraordinară din legume naturale 100%. Pentru început am călit în puțin ulei de măsline presat la rece sau de floarea soarelui, puțină ceapă, morcov, ardei. Am pus cartofii, am dat un clocot, puneți o foaie de dafin așa de aromă și câteva roșii, decât să se strice, mai bine le tăiați și le puneți aici. După ce totul a fiert, condimentăm puțin, nouă ne place, trebuie să recunosc, puțin picant și condimentat. Mâncarea trebuie să aibă gust, să fie plăcută. Unde mai pui că s-a făcut aproape singură și a durat puțin, este și delicioasă, Doamne cum miroase! Sper să vă fie de folos. Rețeta mea rapidă, nici măcar nu este rețetă, de tocăniță de cartofi de post. A, la final, puneți pătrunjel, arată mult mai bine.